Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela, continuă etalarea generală pentru iulie cu numărul 3. Sper să mă țină bateria și să-mi trebuiască să lipesc videoclipul și așa trebuie să separ de celelalte două numere, dar, dragii mei, fiți înțelegători, primiți informațiile cu sufletul deschis și cu zâmbetul pe buze. Dacă nu rezonează cu voi, ascultați în altă parte, nu e nicio supărare. Haideți să vedem! În timp ce am amestecat, a vrut să se arate în mod special, în plus, poate este singurul vostru mesaj. 10 de monede, 3 de cupe și roata norocului. La capătul setului de cărți, regina de băte, 7 de cupe, împărăteasa. Ce nu vedeți sau ce nu știți? Sau poate că știți. Există un împărat rege de spade undeva în viața voastră de care trebuie să vă vindecați. A trebuit poate să vă eliberați, poate în continuare trebuie să vă eliberați emoțional. Să fiți un pic defensiv și să vă păstrați granițele personale. Trebuie în acest proces să vă urmați intuiția și să vedeți că aveți mai multe opțiuni. Eventual, dintre toate opțiunile pe care le alegeți, să alegeți regina de băte, să fiți creativi, să aveți încredere în voi, da? Să fiți, nu musai plin de farmec, să fiți, un fel sau altul, magicieni, magici, să creați spectacol în jurul vostru, să faceți lucruri deosebite. Pentru că aveți în spate un 10, sau în față, sau o față, eu știu, poate în prezent, 10 de monede, 3 de cupe și roata norocului. Că această regină de cupe reprezintă un nou personaj care vine, bărbat, femeie, nu contează, atractiv, atractivă, care atrage atenția, care e... Iar lucrează posibil pentru unii acest personaj să lucreze într-un domeniu care ține de creativitate, divertisment, rămâne de văzut, neobligatoriu. Dacă aveți mai multe opțiuni, repet, posibil printre aceste opțiuni să fie și acest personaj și să vină în viața voastră. Să fie o schimbare de destin care va duce bucurie și abundență. E o chestiune. Eu cred că ține mai degrabă iar, pentru că a început cu monede, 10 de monede. Ține mai degrabă de o abundență financiară care va duce bucurie. O reușită. Poate este un proiect. Am zis, dintre toate opțiunile pe care le aveți, aveți unul care va aduce spor. Regina de băte înseamnă și un proiect creativ sau director de imagine. Glumesc, nu glumesc, dar știți că am dreptate. Director de imagine sau de publicitate sau pur și simplu să lucrați, eu știu, muzică, teatru, dramă, spectacol, YouTube, eu știu, radiodifuziune. Bine, aia mai mult, da. Și să creați ceva, e creativă. Dacă voi sunteți acolo, eu zic că ar fi frumos, eu îndemn pe tot mai mulți oameni să fie creativi, da? Să-și urmeze acest impuls creator, pentru că dacă îl urmați, de-aia zic, sunt mai multe opțiuni, aveți mai multe posibilități în viață, acesta vă poate aduce succes. Poate că e deja îl simțiți, acest succes. Dacă nu este succesul vostru, probabil că veți avea o întâlnire de destin cu cineva care vă aduce multă bucurie și un personaj care nu doar că atrage atenția, dar are și un grad de abundență sau reușite profesionale pe care le-a meritat. Dar vedeți unde sunteți. Cărțile sunt versatile. Poate să pot reprezenta pe voi sau pot să reprezinte alte personaje. De-aia zic, fiți deschiși pentru că tarotul nu este rigid. Este artă. Divinatorie. Apropo, regina de băte poate să facă arte divinatorie. Dacă asta spune ceva cuiva, adică tarot. Pentru că e creativă. Da, zic, nu vă fixați pe o singură chestie.
Da. Oricum, este o întâlnire de destin în viața voastră. Este o schimbare de energie. Dacă nu e o întâlnire, e o schimbare de energie care vă schimbă destinul și vă aduce un soi de bucurie cu prietenii de reușite și reușite financiare. Un spor. Un spor. Hai să vedem totuși energia generală a acestei luni. Pentru cei care ați ales inimioara, uite că nici n-am scos-o, da? Inimioara. Care vă ascultați intuiția, inima. Energia generală a acestei luni pentru cei care ați ales numărul 3. Ia să vedem, dragii mei, dragile mele cărțulii, dragii mei ascultători, studiați. Nu sunt convins, să vedem dacă are legătură, ce are legătură. Avem o carte. Energia generală pentru numărul 3. Energia generală. Am zis, e o chestie de artisticitate, de creativitate. Eu acum pictez îngeri, ca să știți ce va fi la următoarea expoziție. Îngeri, aripi. Ia uite, practicați, e o formă de artă, studiați ceva. Apropo, că asta a venit prima și apoi, de fapt, am simțit că e explicația următoarei cărți. Aceasta este creativitate, fiți creativi, e vară, e vară. Practicați eventual o formă de artă. Vorbiți și cu îngerii voștri, ascultați-vă și intuiția, cum a zis mai devreme, și din toate opțiunile pe care le aveți, dragii mei. Eu întotdeauna vă îndemn către artă. Manifestați ceva artistic. Chiar dacă e un blog și pe lângă ăla mai aveți un job, știi? Un blog în care eu știu ce scrieți. Vă arătați desenele, poeziile sau poate un canal în care vă puneți, eu știu, melodiile pe care le cântați și vă faceți, eu știu, vă atrageți sponsori. Nu glumesc. E posibil, știți bine, unii dintre voi care chiar care m-a ascultat, știți că e posibil. Totul e posibil. Deocamdată încă mai e posibil. Deocamdată, hai să vedem. Artă, îmi place, yes! Sunteți de-ai mei. Poate că personajul care vine e artist, artistă. Dar nu obligatoriu, evident. Hai să vedem ceva de domeniul trecutului. Care e povestea voastră din trecut? Numărul 3. Trecutul vostru. Am zis că fac 3, 3, 3, dar până la urmă au venit în loc de 3, au venit. O, transformare totală. Moarte și renaștere. Ho, ho. În trecut. Nici nu știu să fluier. Dacă e cineva să mă învețe să fluier, nu știu. Ar fi frumos. Veniți și învățați-mă să fluier. Wow! Mâine fac unghiuțele. Vai, ce a fost în trecutul vostru. V-a trăsnit dragostea, măi. Deci a venit dragostea ca un trăsnet în viața unora dintre voi. Măi, 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 a venit dragostea ca un trăsnet. Ia uitați-l, asul de cupe la mijloc, dar toate sunt puternice. Prima este moartea și renașterea și transformarea. A doua este Uranus, Pluto, Uranus și Luna sau soarele vostru, dacă sunteți semne de apă sau ei sunt semne de apă, dacă nu e Luna. Poate să fie și Venus, o asul de cupe. Vai, dragoste. O dragoste trăsnet, dar și foarte profundă. Foarte neconvențională, dar și foarte profundă, care va. M-a făcut să și suferiți, dar dragii mei, aici este. Ați așteptat. Nouă de cupe. V-ați luptat cu alții, v-ați luptat cu voi, ați așteptat această dragoste și când a venit. Asta și v-a gândit. Aoleu, ce am așteptat? Este ce am așteptat să altceva. Patru de spade, a apărut dezamăgirea, nevoia de analiză, de meditație, o fi pentru că a venit trăsne. Și intens, așa, adică devastat, o dragoste devastatoare undeva în trecut. Dar nu în sensul de dezamăgire, ci vă foarte intens. Mai dăm eu ca extraordinar. Soarele!
Da, e frumos pentru că acest trecut cred că începe deja să se manifeste înspre prezent. După trăsnet apare soarele, trezirea. Trăsnetul și soarele înseamnă trezirea. Măi, asta e. Probabil cu acest personaj, voi face casă. 10 de monede, regele de cupe, dar în spate este și un diavol. Oh, și regina, regele și regina de cupe și la mijloc diavolul. Obsesie, adicție. Poate să fie un semn de pământ între voi, poate să fie nevoia de bani între voi și din cauza asta trebuie să vă separați. A trebuit să vă separați, să renașteți, în sensul că moarte și renaștere. Bani? Ce vrei? Bani? Da? A, vrei dragoste? Yes! Artă! Sensibilitate! Pe cavalerul de cupe. Foarte intens ceva de domeniul trecutului, excepțional de intens. Și revelator și transformator. Și transformator pentru că începe cu moartea, se termină cu soarele, spre binele vostru, spre trezirea voastră, spre varianta voastră cea mai bună. Ha! Hai să vedem în prezent. Haideți mă că vrem ceva și mai și în prezent, dacă tot a fost așa super intens. Să vedem. În prezent, pentru numărul 3. Deci a meritat să stați așa deoparte, să fie videoclipul într-un alt format. Sau mai bine zis, să fie prezentarea voastră într-un alt videoclip special pentru cei cu energii trăsnet. În prezent, ia să vedem. Sau în iulie. Ce urmează acum? Că e prezent, ia uite, 7 de cupe. Iulie, pentru numărul 3. Numărul 3. Numărul 3. Ce va experimenta în iulie? Iulie. Iar fluier la voi? Măi, dar ce e aici? Nici o adevărată poveste. Vedem dacă pot eu să citesc așa ceva. Dacă nu, le costrez doar pe astea. Pentru unii, poate v-ați separat de un semn de apă și a apărut cineva cu un marcaj de foc, cu marcaj, cu un soare, evident, nu neapărat marcaj în semnul leului, dar poate cu un soare, evident. Poate să fie casă, soare pe casă, pe mijlocul cerului sau într-o casă care e publică, cu o misiune specială. Dacă nu e nici varianta asta, pentru că evident că citesc pentru mai multe categorii de oameni, mai multe generații și mai multe hărți. Dragostea asta, trăsnet, care a murit, a renăscut, a fost druncinată. Trăsnetul care a venit sau care au fost mai multe trăsnete, au fost necesare ca să vedeți dragostea dintr-o altă perspectivă, eventual spirituală, nu doar emoțională și nu doar fizică. Deci în prezent aveți 7 de cupe, 4 de băte, 7 de cupe, 4 de băte, 9 de spade, valetul de băte și 6 de băte. Iar văd multe băte și e bine. Nu neapărat că e marcaj în semn de foc, dar poate să fie. Dar e vorba de focul ăsta al vostru care trebuie pus în practică. Interesant că aveți iar. Deci, cartea principală am zis că este artistul
Și a doua este studiul. La capătul setului de cărți, undeva aveți a fost pus în situația în care a trebuit să alegeți doi de monede între a o lua de la zero după o relație care v-a apăsat. A fost un blocaj, o luptă continuă, da? Între voi și cineva. Poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în familia în care v-ați născut, poate să fie un personaj cu care ați avut o relație. Cred că e mai degrabă această energie, reprezintă această moarte, da? Că reprezintă trăsnetul care a fost între voi, posibil, dar trăsnetul a fost necesar tocmai ca să vedeți necesitatea dragostei în viața voastră pentru că erați apăsați de relații sau de alte blocaje. Cineva vă apăsa, tot timpul vă ținea ori în griji, ori în lupte, 5 de bâte am văzut. Și atunci a trebuit să alegeți între a lua de la zero și a rămâne în această postură de personaj implicat, da? Dar în care tăceți, asul de spade invers și eremitul, da? Tăceți și totuși vă țineți acea poziție de soț, soție, dacă sunteți, ați fost într-un cuplu. În acest motiv apar două cărți care zdruncină și moartea și turnul. Dar este foarte frumos, este minunat că apare soarele. Posibil, repet, ați avut pe cineva care v-a afectat. Într-un mod profund. Dar. Sunt două povești aici. Sunt două povești. Hai să le spun, că tot e videoclipul separat. Acestea sunt aici pe masă, pe carte și încă unele separat. Aveți opțiuni, 7 de cupe sau visați la o relație perfectă cu partenerul vostru, o relație fericită sau cu flacăra voastră geamănă sau cu un suflet pereche și totuși aveți mult stres. Aveți mult stres. Cum să realizați acest lucru? În această perioadă ar trebui să exprimați această dorință, da? Și să manifestați, mai ales că vine luna plină, luna nouă, o victorie, să vă duce și să spune, să vă duce să-i cuceriți sau să cuceriți ce vreți voi, da? Acest patru, această stabilitate în cuplu, da? Pentru că aveți, într-adevăr, multe opțiuni, dar vă doriți o relație stabilă. Și aici este și potențialul vostru de a, sau cum să zic, nu potențialul, momentul de alegere despre care am zis și mai devreme și pe care pot să-l interpretez altfel. Iar ori manifestați o victorie, asul de spade, în creșterea voastră sau în stabilizarea voastră, că poate dacă sunteți bărbați, poate vreți să creșteți spiritual la această poziție, împărat, da? Să fiți stabili protectori de sprijin. Dar pentru asta trebuie să studiați cum să fiți. Pentru că posibil în trecut ori ați fost prea impulsivi cu nebunul, ori unii dintre voi v-ați implicat excesiv în niște responsabilități, ori ați avut niște blocaje, da? Oricum nu ați fost în echilibru vostru. Da? Adică nu ați fost în varianta voastră cea mai bună, cea mai aproape de adevăr. Și atunci, acest adevăr, aici este alegerea pe care a trebuit să o faceți. Da? Acesta este, una este să o iei de la zero așa, pur și simplu să riști, și alta este să începi să manifesti conștient, coerent, o victorie. Dar pentru asta trebuie să studiezi, da? Că da, a apărut și studiul. Da? Uitați-l aici. Ca și mesaj separat.
Dacă vreți să aveți victorie în relație de cuplu, trebuie să vedeți cum să fiți stabil, da? Să studiați, să vă antrenați, să practicați acest lucru. Mai există o altă poveste în paralel, interesant. 4 de monede. Cineva care ține foarte mult la bani, la 8 de monede. Probabil că are nevoie de stabilitate. Se luptă. Se luptă cu el, poate că își controlează impulsurile. Asta n-am văzut-o. Impulsurile și această luptă, sau poate care pe cineva. Eu simt că totuși a fost cineva în preajma voastră care va dărâma niște iubiri, v-a dezamăgit, a încercat să intre așa într-un fel mai intens cu viața voastră. Și aici este, voi trebuie să vă separați de acest personaj. Pentru unii poate să fie un personaj la locul de muncă sau obsedat de bani, da? Și trebuie să lăsați în spate aceste dezamăgiri și acest personaj cu care v-ați tot luptat. Dacă sunt impulsurile voastre cu care voi v-ați luptat, trebuie să le lăsați în spate, pentru că această luptă vă va aduce mai multă suferință. Urmați-vă, într-adevăr, adevărul. Urmați-vă rațiunea, dar și intuiția, pentru că aveți aici și Regina de Spade și Marea Preoteasă. Intuiția, totuși, vă spune și adevărul vostru, principiul vostru pe care ar trebui să-l manifestați, este o relație armonioasă, îndrăgostiție și 10 de cupe, da? Cred că există în viața voastră un personaj de care sunteți îndrăgostiți, care vă aduce multe emoții, dar despre care nu vorbiți foarte multe. Asta pentru că aveți, sper că ați făcut totuși mișcarea de detașare și de plecare din preajma acestei energii, aveți un personaj care v-a dezamăgit, cu care vă luptați, cu care, da, ați muncit, ați avut o relație karmică, dar marcată foarte mult pe realizări profesionale, pe bani, pe lupte. Aveți nevoie de altceva. De aia zic, 6 de spade, faetonul. Mergeți cu victorie înspre dragoste. Dragoste adevărată și adevăr. Dragoste adevărată și sinceritate, vreau să zic. Nu adevăr, că am zis adevărată. E un secret aici, în viața unora. Hai să și clarifici. Ca să vedem totul secretul ăsta cum este. Clarificăm, te rog frumos, 6 de băte. 6 de băte. E o energie foarte mentală aici. Cavalerul de spade, valetul de spade, dar aici este spada invers la valetul de spade și 7 de spade, nene. Dacă vreți să aveți o victorie, de orice gen ar fi, trebuie să vă faceți o strategie clară, să nu vorbiți prea mult despre planurile voastre.
nu știu, să fiți isteți. Să fiți isteți pentru că există o pasiune pe care o regretați. Există un personaj, iar regina de băte care este artiste creative, există un proiect care vă poate face artiști, care vă poate scoate în evidență, da? 6 de băte. Puteți deveniți centrul atenției într-un fel sau altul, un proiect, dar pe care îl puteți manifesta dacă urmați o anumită strategie mentală. Trebuie să nu spuneți chestia asta cuiva, poate chiar familie. Haideți să vă dau un exemplu, să nu începeți să acuzați acum, vai că e un mincinos și așa. Vreți să faceți artă, că tot a apărut artistul și familia spune, nu, pentru că ce faci mai, ești saltimbanc sau ești de la de pictează pe marginea trotuarului și cerșește bani pe un desen, nu, e umilitor, nu, du-te și studiază ASEU sau du-te și fă bani, du-te și muncește, de ca și când creația n-ar fi o muncă, cine n-a creat nu știe ce e aia muncă, muncă de creație, da? Vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Și din acest motiv trebuie să vă faceți o strategie, cum să vă atingeți acest potențial, această, eu știu, e o chestiune care ține de artă, vă rog frumos. Patru de băte poate să reprezinte și o colaborare. Aici este, dintre toate opțiunile pe care le aveți în acest moment, aveți posibilitatea să colaborați cu cineva. Dar vă faceți foarte mult stres. 9 de spade, excepțional de mult stres. Trebuie să vă duceți valetul de spade și să spuneți cuiva, dacă un personaj, dacă acest personaj cu care a trebuit să colaborați atrage atenția, mai mult sau mai puțin. Poate nu atrage la fel de mult atenția ca voi, dar aveți un potențial deosebit împreună. Dar trebuie să vorbiți. Ia, ce acest 4 de spade, de băte? Clarificăm, te rog frumos, 4 de băte. Doamne, ce... Ia uite. Ia uite, steaua și 4 de monede. Dar țineți foarte mult acest personaj. Într-adevăr, ia uite, regele de băte. Iar, eu când văd băte și cupe, mi se pare o energie foarte creativă. Mă dăm și 7 de cupe. Care e când și 7 de cupe? Care e confuzia și care sunt opțiunile? 7 de cupe. Numărul 3. 7 de cupe. Uf! Unii dintre voi chiar trebuie să faceți o strategie specială. Vă gândiți bine cum să... Ia uite, iar apare regina de spade și îndrăgostiții. Ne dăm la care. Nu e o confuzie destul de mare în viața voastră. Și cărțile s-au amestecat. Că știți că 7 de cupe înseamnă și confuzie și stare de visare. Unii dintre voi visați, dar nu puneți în practică și degeaba visați. La fel, degeaba aveți posibilități, opțiuni. Cupele astea sunt potențiale, da? Așa cum apare această cupă. E un potențial de vindecare, de manifestare artistică, da? E un potențial care a fost distrus din cauza ori a unor tentații, ori a unor oameni invidioși, da? Moartea și turnul, de o parte și de alta. Și atunci, 7 de cupe reprezintă niște potențiale, calități pe care le puteți manifesta la un moment dat. Dar sunteți oarecum într-o stare de confuzie. Uite și cărțile, ce s-a întâmplat cu ele. 7 de cupe, te rog frumos, clarificăm. 7. Valetul de monede. Cum să manifestați? Că degeaba simțiți, dacă sunteți și artiști, sunteți și empatici, simțiți. Dar trebuie să și practicați. Nu? Trebuie să studiați, practicați, ascultați-vă îngerii, ia uite. Dar aveți nevoie de susținere.
Ce zice? Lumină și dragoste. Aveți nevoie de susținere, de oameni care cred în voi, în potențialul vostru. Nu știu pentru cine vorbesc, vorbesc pentru cineva, clar, da? Și dacă vorbesc pentru o singură persoană, este suficient pentru mine, da? Nu ți-i musai să fiu populară, dar asta e. Aici este valetul de monede. Cum să puneți în practică? Dacă visați la cineva, că este sufletul vostru pereche, la care țineți foarte mult, că apare și steaua, da? Care este într-un fel strălucitor sau vă vindecă într-un mod special pe voi, aici este, visați, cum o să vă întâlniți? Păi nu, nu e suficient să visezi, trebuie să și comunici, dai telefon, exprimi, spui ceva, chem la întâlnire, da? Ca să ai această victorie. Aici este strategia. Pentru că la mijloc este 9 de spade, stresul. Cum să fac? Cum să trec? Cum să ai? Cum să ai la altă? Clarificăm 9 de spade. De ce vă stresați? Doamne, dar cum se amestecă aceste cărți? N-am pomenit. N-am pomenit de foarte mult timp. Nu știu dacă mi s-a întâmplat de prea multe ori să mi se amestece așa cărțile. Ba pe față, ba pe spate. N-am. Nu știu ce e cu voi, ce e în capul unora. Sau poate partenerul vostru, dacă nu simțiți că nu vă reprezintă, ascultați alt număr. Sau o fi energia unei persoane din viața voastră. Clarificăm 9 de spade. A mea, sigur, nu e că eu sunt calmă, sunt satisfăcută astăzi. Ne-am făcut cumpărăturile. Am mâncat și dulcic. Adică nu am de ce să fiu stresată. Ia. Extra, exact ce am zis. Măi, dar vedeți și voi, 9 de spade. Cum să realizezi această, eu știu, întâlnire cu sufletul pereche, colaborare artistică, că e sufletul pereche artist, că sunteți voi și celălalt nu e, sau nu știu, știți cum e, că au fost, nu știu de ce mi-aduc aminte, da, imediat, deci sunt 7 de cupe și valetul de monede și 9 de spade și cavalerul de monede, amândouă arată confuzie și stres mental. Cum să puneți în practică? Voi vreți să puneți în practică? Ideea este că vreți să fie și o chestiune de lungă durată, cavalerul de monede. Sunteți dispuși să vă implicați, să fiți meticuloși într-un proiect sau în, da, valetul de monede care vă poate aduce victorie sau în această comunicare cu cineva cu care puteți colabora și puteți să aveți victorie. Da? Acest personaj țineți foarte mult la ei. Sunt stabili, au o valoare specială și reprezintă ce? Steaua pentru voi. Da? Vindecare în primul rând, dacă or fi și publici, dacă or fi și de succes, posibil. Poate sunteți voi de succes și prin succesul vostru le aduceți lor, ia uite unde s-a oprit, le aduceți și lor succesul pe care îl merită. Am zis, unul e mai, e o diferență. Aici este studiu, da? Și valetul de băte de monede studiază și cavalerul de monede studiază. Cum? Pentru ce? Ca să iasă din stagnare, să aibă o nouă viziune asupra vieții sau asupra potențialelor și să manifeste această relație de lungă durată. E o trezire care s-a produs la un moment dat, da? Pentru că voi nu vreți ca acest potențial, această dragoste pe care o simțiți față de cineva sau față de voi sau, eu știu, repede, dragostea poate să fie cu, nu, altceva vreau să zic, cupa nu e obligatoriu să reprezintă dragoste, reprezintă o chestiune care e de sufletul vostru, să faceți artă, da? Să fie de sufletul vostru. Asta să vă umple sufletul, da? Să cântați, să faceți poezii, să dansați, să pictați. Eu nu pot să fac tarot în continuu. Nu pot, pentru că am nevoie să pictez. Dacă nu pictez, nu sunt eu. Asta e. Asta ca să înțelegeți exemplele. Trebuie să... E un hobby al vostru care vă alină. Dacă nu e o altă persoană, vă rog, distingeți mesajele, faceți... Poate e și una și alta. Da? Din câte variante am dat, poate sunt chiar toate sau doar două sau doar... Eu știu. Ia, clarificăm acest valet de băte. Că dacă tot e o singură înregistrare, măcar să le am pe toate clarificate. Clarificăm valetul de băte. Nevoia de comunicare. O să mai dau un exemplu. Sper să nu se supere dacă aude cineva exemplul ăsta. Ia, valetul de băte. Să vedem. Pentru că cineva acum se stresează cum să pune în practică o idee, trăsnet, sau revelația
pe care o are față de o dragoste extrem de profundă care s-a terminat și trebuie renăscută, da? Valetă de bute. Șase, băi, e împăcare pentru unii, șase de cupe. Dacă nu e colaborare, șase de cupe poate să însemne și colaborare. E un suflet pereche pe care îl simțiți, am zis, îl simțiți. Țineți foarte mult acest suflet pereche. Ia uite la aici. Poate chiar flacără geamănă pentru unii. Pentru că puteți avea succes. Dacă aveți succes împreună, înseamnă că sunteți spre flacăra geamănă. Dacă ați trecut și prin separare, înțelegeți voi, cei care ascultați de mai mult timp. Da? E o dragoste profundă care a trecut prin separare. Și dacă, aici este ideea, dacă voi puteți fi de succes împreună, înseamnă că aveți o misiune specială împreună, înseamnă că sunteți pe flăcări gemene. Și aici e stresul, cum să pun în practică. Cum să pun în practică? Pentru că trebuie să vă bătezi, să vă zbăteți. Deci e practică. Practica, studiu, ascultați-vă îngerii. Hai, clarifică mai bine șase de băte. Cavalerul de băte, puterea și roata norocului. Și la capătul setului este de cărți, justiția. Și marea preoteasă. O chestiune de karmă, în primul rând. De o karmă care se schimbă, în care vă faceți dreptate dacă reușiți această colaborare, întâlnire cu sufletul pereche, împăcare, se încheie o karmă. Da? Ieșiți din secrete, ieșiți din confuzii și manifestați această schimbare de energie. Manifestați putere. Dacă până acum v-ați zbătut voi cu voi, voi cu alții v-ați zbătut în cuplu, în acest cuplu sunteți puternici, nu mai vă bateți, da? Lucrați împreună. Fiecare are ceva special. Împreună sunteți special. Și aici este cavalerul de băte. Amândoi aveți multă pasiune, amândoi sunteți puternici. Da. Și roata norocului. Schimbare de destin împreună. Deci, repet, împreună, separat sunteți puternici, împreună sunteți și mai puternici. Și împreună vă schimbați destinul. Și karma. Și karma. Asta este. Rămâne de văzut cât ați înțeles și ce v-ați ales din aceste mesaje, pentru că sunt multe, sunt sublime, dar sunt și subtile. Sper că v-a plăcut. Și dragii mei, am zis că vă dau un exemplu. Apropo de cavalerul de valetul de băte, care a fost clarificat de șase de cupe. Bine, șase de cupe înseamnă împăcare și atunci exprimarea, pasiunea, atracția focului pentru împăcare. Pentru că simțiți că vă știți dintotdeauna, din alte vieți, din eu știu că, de alte dimensiuni, de ce-o fi, da. Dar am zis, șase de cupe poate să însemne și colaborare dacă vreți să faceți artă. E o chestie care ține de artă, băi. Așa, și atunci, repet, poate vă duceți la cineva care este mai strălucitor decât voi și vreți să vă dau un exemplu și sper să nu se supere distinsa doamna Maia Morgăștern. Pentru că am invitat-o cândva, nu știu dacă o să vă pun la dispoziție acel videoclip, este pe YouTube, dar mă cam îndoiesc că o să îl găsiți prea mulți. Am invitat-o cândva pe doamna Maia Morgăștern când am avut expoziție în București, expoziție în care prezentam foarte multe lucrări inspirate din Rumi. Rumi pe care l-ador și știți foarte bine unii dintre voi că l-ador. Mi este ghidul meu spiritual Rumi. Altul nu am. Iisus și Rumi. Eu sunt foarte selectivă când vorbesc despre ghizii mei spirituali. Și mi-am dorit la acea expoziție să fie un om de artă care să aprecieze poezia lui Rumi și să o interpreteze cu măestrie. Și pentru că o iubeam pe Maia Morgenstern, m-am dus la ea și am invitat-o. Evident că am avut un stres teribil. Mamă, duc, cum mă duc? Nu cunosc pe nimeni să mă introducă cineva. Asta e așa o chestie, ca să înțelegeți ce înseamnă. Da? Stresul, v-am vorbit de un stres. Da? Cum să mă duc eu? Că nu mă cunoaște. Eu sunt, am cercul meu de cunoștințe, am reușitele mele, am și eu studiile pe care le am, expozițiile pe care le am. Totuși, nu sunt mai amor creștem. Cum să mă duc la ea? Și uite așa. Bine, eu sunt manifestor și când mă duc în pace, manifest instantaneu. Pentru cei care știți human design. M-am dus, frumos, politicos și am vorbit. Și când i-am spus de Rumi, Rumi, cum?
să nu vin. Dar urmează în luna următoare să fiu în turneu, o să fiu plecată din țară, dar în ziua respectivă, când i-am zis eu că este vernisajul, tocmai atunci o să vin din turneu. Este minunat că pot să fiu în țară. Da? Și femeia, în sensul frumos al cuvântului femeie, un cuvânt minunat. Femeia e o doamnă excepțional de modestă, dacă ați cunoscut-o. Doamna Maia Morgenstern a venit, dimineața a aterizat din turneu și seara a venit la vernisaj și după vernisajul meu a plecat și a avut o piesă de teatru la Teatrul Central. Mai trei, dacă nu greșesc. Da, mai trei. Iar a fost o zi, cred că, excepțional de obositoare, dar și-a ținut cuvântul și a venit. Și la mine. Nu eram, evident, nici un EIC, dar totuși nu eram în poziția dânsei. De-aia zic, îndrăzniți! Îndrăzniți! A fost un exemplu minunat. Bine, nici eu nu sunt arogantă și eu sunt deschisă către oamenii care poate nu au experiența mea și îmi cer sfatul. Și nu am niciodată, nu am vrut să manifest aroganță sau eu știu ce, dar am zis, dacă vă face stres referitor la un proiect, cum să începeți sau cum să găsiți colaboratorii, măi, mergeți cu sufletul deschis și exprimați ce vreți să faceți. Și vi se vor deschide ușile și oamenii vor colabora și veți avea succes. Repet, poate nu e vorba de dragoste, poate nu e vorba de sufletul vostru pereche, poate e vorba doar de o construcție artistică. Sau fiți creativi, chiar dacă nu e vorba de artă. Fiți creativi în abordare, că asta înseamnă arta. Transformația, am văzut moartea. Și turnul înseamnă idei trăzne, turnul, soare. Și moartea, iar în trecut. Toată situația asta a trebuit să, prin care ați trecut, a trebuit să vă învețe alchimia personală, pentru că asta înseamnă artă. Să iei culoare. Poate nu lucrezi în culori, poate lucrezi doar în creion, sau poate nici măcar în creion. Hârtii și iar acet, faci colaj. Aici transformați lucrurile. Vedeți ce se întâmplă cu viața voastră, că e mișto. Nu știu, ce v-a apărut este foarte fain. Sper că ați înțeles și ați preluat mesajele cum se cuvine. Fiți deschiși și la ce se va întâmpla. Eu v-am dat mesaje ca să, variante, exemple, ca să înțelegeți. Da? Și între timp, studiați, între timp practicați, între timp ascultați-vă îngerii, pentru că aveți susținere, aveți dragoste și lumină care vine înspre voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa!